Hello! Bine ați venit în castelul meu! Haideți cu mine să vă arăt unde facem noi magia noastră! Pe aici se întâmplă totul, aici este toată echipa mea și haideți să vă arăt ce mai facem. Hello, hello! Oh, wow! Asta este samuraiul nostru, tigrul, asta este pandaul, the raven. Eu sunt Laurent Laios, eu sunt designer și m-am născut la Cluj și am locuit lângă Timișoara, la Sincolo Mare, prima parte a vieții mei și acolo eu, de la începutul vieții mei, m-a plăcut moda, m-a plăcut frumusețea. Am fost la mai multe școli. Meseria mea în modă și în artă nu am învățat așa niciodată. Tot timpul din instinct m-a venit toate chestia asta și așa am făcut o carieră aici în foarte multe feluri de producție, design, marketing, PR, tot ce este foarte important pentru un designer. Eu în toată viața mea am făcut chestii cu modă. Franz este tehnicianul meu și mă ajută foarte mult și face chestiile extraordinare împreună cu noi. Everything for Romania! Luxul pentru mine înseamnă să ai timp să faci ce dorești și să ai șansa să creezi lucruri foarte frumoase. Și să ai un timp foarte fain cu cei care sunt în jur de tine, cu prietenii și cu familia. Vă mulțumesc frumos și hai să vedem cum se poartă chestiile astea în show. Ciao! Adevărul că arată senzațional măștile în show, iar noi intrăm în legătură cu direct cu Laurent, care este acum la München. Îi spunem la mulți ani, pentru că în primul rând e ziua lui de naștere. Salut! În sfârșit, 39! La mulți ani, la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Ceva mai devreme te-am văzut în material cu părul prins, acum am crezut că ai folosit vreo mască. Zic, băi, ia să vezi ce perucă și-a pus, imediat apare altfel. Nu, totul e adevărat, totul e adevărat. Totul e adevărat. Felicitări pentru măștile pe care le faci la Mask Singer. În același timp, cum ziceam ceva mai devreme, ai făcut pentru Lady Gaga, pentru mulți, pentru Madonna, pentru mulți oameni din showbiz-ul internațional. Bravo! Mulțumesc frumos, da, îmi place foarte mult să fac chestii din astea și este inima mea de unde iasă toate extraordinarele lucruri acestea. Da, ideea e că tu primești, Laurent, niște schițe sau ți se dă o direcție și tu le execuți, nu? Da, sau îmi dau direcții sau eu creez ceva cu atelierul meu și după aia celebrității le văd și le place și atunci mă întreabă dacă are voie să le poarte. Super tare! Madonna, ce-a dorit de la tine? Ei i-a plăcut masca mea de cristale făcută și ea și stilista ei s-au... Asta o vedem în imagini. Au găsit asta în internet pentru că azi se găsesc foarte multe lucruri, se fac foarte multe legături cu artiști și cu celebrități prin internet. Și așa s-a venit legătura și a pus-o în videoclipul ei, în turneul ei de mondial. Deci așa s-a început. Uite, vedem și masca creată pentru Lady Gaga și bineînțeles toată lumea știe măștile pe care oamenii le urmăresc în fiecare vineri de la ora 20:30 de minute la Pro TV, la Mask Singer. Da, asta... Mascele astea sunt erau ca și un vis să le fac, pentru că nu este, chestiile astea nu sunt modă, sunt fantazie, sunt un fel de, ca și niște păpușe cu care, păpușe extraordinare, în care oameni de adevărat îmbracă, dar este ca și un vis. Și visul ăsta au făcut aici la Pro TV, foarte fain, au pus pe scenă. Iar tu, să le spunem celor de acasă, ești plecat din România de 28 de ani. Da, e adevărat. De mult am plecat și
Sunt fiecare an acasă, la bunicii mei, la prietenii mei și acum și îmi place foarte mult să lucrez acasă la România. Mai ales că pasiunea asta oarecum vine de la bunica ta. Da, ea era croitoreasă și i-am învățat că totul ce eu mă închipui, deci ce fantazie am, este posibil să faci adevăratate. Și ea tot timpul m-a ajutat și a făcut toate chestiile ce eu am dorit de la ea și m-a ajutat, m-a arătat cum să se facă asta și ajutorul ei m-a ajutat să devin cine sunt eu acum. Super tare ce bunică care ți-a dat așa încredere în tine, iată că visele pot să devină realitate și pentru cei de acasă să își pună în practică pasiunea lor și visele, pentru că într-o bună zi pot să trăiască din asta și pot să reușească. Da, și asta e adevărul. Și toată familia mea era în spatele meu și mă ajutau la totul ce am dorit și așa am devenit ce am devenit. Laurent, pe final ne poți arăta puțin atelierul tău, te rog? Da, haideți cu mine. Uitați. Deci, acum puteți să vedeți niște lucruri la care chiar lucrez. Aici la o rochie de aur și plastic. Deci, este puțin caos la mine. Dar rochia aia pentru cine o faci? Pentru o cântăreață din Germania. Mhm. Și na, sunt foarte multe lucruri aici care s-au portat deja sau o să se poarte în viitor. Rochia asta avea Lady Gaga pe ea. Pentru exemplu. Pentru cine rochia? Pentru Lady Gaga era. Super. Ea a purtat-o. Laurent, te felicităm din toată inima, ești foarte tare. Când vii în România, te așteptăm și la emisiune. Yes, o să vin pe la voi. Și dacă ai vreo idee și ne faci o mască, noi nu ne supărăm. De exemplu, să-l avem în permanență aici pe George Clooney lângă noi, știi, o mască așa sau... Atunci nu mai trebuie să facem mult, punem numai puțin make-up pe tine și ești gata. Asta e, mă, vezi, ochiul specialistului. Laurent, mulțumim mult încă o dată, la mulți ani, să fii fericit și toate cele bune.